Siretul Dolhasca și-a asigurat a patra victorie în campionat prin golurile marcate de Bogdan Ghearasim și Vlad Costan. Reușita gazdelor a fost semnată de Sergiu Corban din penalti. Etapa a șasea programează duminică de la ora 11 doar 4 partide: Concordia Grămești, Progresul Frătăuții Vechi, Viitorul Liteni Șomuzul Preotești, Juniorul Suceava, Victoria Vatra Moldoviței și Moldova Drăgușeni, Siretul Dolhasca. Meciul dintre Rarău Câmpulung Moldovenesc și Recolta Fântânele a fost amânat pentru data de 13 octombrie, după ce municipiul Câmpulung Moldovenesc a intrat în scenariul roșu.